Mi-a plăcut foarte mult și am văzut pe participanți foarte implicați. Și ce am văzut este că soluțiile și ce am prezentat se potrivea exact la ce fac ei acum, nu la ce se gândesc că ar vrea să facă în viitor sau cum ar vrea să facă în viitor, ci subiectele chiar le făceau acum. Dacă puteți detalia puțin ce înseamnă acest lucru? Practic, despre ce am vorbit este despre managementul costurilor din companie și cum putem să controlăm costuri. De la urmărirea bugetelor de cheltuieli, cu aprobare pentru fiecare cheltuială, cu un management mai bun al furnizorilor și a contractelor cu furnizorii, cu licitații online. Și practic am vorbit cu oameni din departamentele financiare, cu oameni din departamentele de achiziții și ei spun că fac lucrurile astea acum, numai că volumul de muncă este din ce în ce mai mare, e din ce în ce mai mare presiune pe costuri, pe reducerea costurilor și practic instinctiv se gândeau la niște soluții care să le eficientizeze, că Excel-ul nu-i mai ajuta, nu mai era suficient și practic am găsit multe subiecte comune să discutăm. Un lucru interesant că într-o perioadă de avânt economic, într-un nou ciclu economic de creștere, companiile pun accent într-o mare măsură pe managementul costurilor. Cum vă explicați această schimbare? Vă spun că este o mare efervescență și o mare preocupare pe zona asta și nu a început de astăzi, practic cam de 5 ani de zile. Odată cu criza, și noi nu am inventat lucrurile, deci nu am inventat instrumentele astea, nu am inventat aplicațiile, ci pur și simplu am răspuns niște cerințe care ne-au venit de la clienți. Este și o maturizare a clienților pe termen lung? Nu i-aș pune maturizare, ci de a răspunde exact la o nevoie concretă care o au. Cum spuneam, nu sunt idei de viitor, am vrea să facem lucrurile mai bine, mai frumos, ia uite ce tehnologii sunt, hai să le folosim, ci sunt forțați și trebuie să le facă acum. Vă mulțumesc mult, dacă mai aveți ceva de adăugat. Cred că sunt bune evenimente de genul ăsta. Chiar mi-am întâlnit clienți la evenimentul ăsta care mi-au spus că au aflat mai multe aplicații de aplicațiile noastre din eveniment, au vorbit și au găsit preocupări comune cu alți colaboratori și alți parteneri și practic vin ca o validare a preocupărilor și a